menționat că nu veți participa alături de partidul Șor. În ce măsură ați putea participa sau separat sau împreună cu colegii din partidele extraparlamentare într-un alt protest ulterior? Vedeți, iată, unul din colegi vorbește despre furtul din sistemul bancar. Eu vreau să fac o tangență foarte clară ca societatea să înțeleagă miza acestor proteste și faptul că oamenii conștienți care judecă nu se pot asocia cu acest protest. În 2014, cu furtul miliardului, eu consider că urma rusească nu poate fi ștearsă din furtul miliardului, iar Ilan Mironovici este unul dintre cei care a coordonat o parte din jaful secolului cu cei din FSB-ul rusesc, din Federația Rusă, iar ca și confirmare sunt plecările recente ale colegilor lui de partid la Moscova, întâlnirile foarte călduroase cu deputatul Sluțchi și coordonarea acțiunilor de subversive în adresa Securității Naționale ale Republicii Moldova. Protestele actuale, mesajele pe care le lansează oamenii, și credeți-mă că eu merg la ambele proteste, am fost în calitate de persoană fizică, mă duc să vorbesc cu oamenii și am mers cu oamenii și am vorbit. Am întâlnit foarte mulți oameni care au spus, nu susține pe Șor, nu susține pe Dodon, nu am venit pentru ei, nu i-am votat, n-am să-i votez, dar m-au scos sărășia în stradă. E adevărat că mesajele oamenilor sunt diferite, dar eu foarte mulți oameni am întâlnit. Doar că oamenii ăștia trebuie să înțeleagă un lucru. Tot ce se întâmplă acum, nu se întâmplă pentru că Ilan Mironovici și cu ceilalți fugari, pentru că sunt mai mulți, am văzut declarații diferite, se gândesc la oameni cum să le rezolve. Dacă cineva dintre cei care protestează se gândesc că odată cu venirea lui Șor acasă va veni cu 2 scladometri de lemne și va împărți pentru toți moldovenii lemne, că nu au lemne, sau va veni cu 2 saci de cărbuni, se greșesc. Nu se gândește nimeni nici la cărbuni, nici la lemne, nici la securitate energetică, nici la securitate financiară, la nimic. Pe ei interesează cu tot o altă agendă și agenda celor care conduc protestele este coordonată cu cei de la Moscova. Așa cred eu și urma de la jaful miliardul atunci când ne apropiem de integrare europeană în 2013-14 cu toți pașii stângași pe care i-a făcut guvernarea, devalizarea sistemului financiar și urma rusească nu poate fi ștearsă. Și acum, la sigur, încă o dată, finanțarea obscură de care vorbesc colegii și corturile, microbuzele, autobuzele, toată infrastructura asta, noi înțelegem foarte bine cât costă să aduci câteva zeci de mii de oameni în stradă, în centrul capitalei. Îți bani enormi. Cine își poate permite lucrul ăsta? Aveți declarații de la protestatari care au spus că au primit bani? Aveți confirmări? Da, am vorbit cu oamenii, am stat până la 12, până la 1 de noapte și sunt alți colegi care au stat lângă mine și am vorbit cu oamenii de acolo care, iată, vedeți că am filmat și eu, stă fiecare lângă cortul lui. Oamenii liberi care protestează, chiar dacă rămân pe noapte să doarmă, nu stau ca câinii legați de corturi. Nu stai să-ți păzești cortul tău. Te-ai dus, ai vorbit, te-ai dus la parlament, te-ai dus pe un oraș. Sara ai venit și ai dormit în cort, dacă ești protestatar. Dacă tu stai ca soldatul, cum are o carte Paul Goma, soldatul câinelui, stă lângă cort și trebuie să-l vadă cineva că el stă acolo unde trebuie să doarmă, pentru că și ia bani. Și unul din studenții pe care i-am vorbit cu el, mult, am vorbit despre multe probleme pe care le are, vine dintr-o familie defavorizată, dar învață băiatul și spune că îmi îngrămădesc bani de contract. Eu personal strâng bani, iată, îmi dă întâi țara atâția bani, X. Au operat cu sume? Da, el vorbește că mie eu vin țara și dorm aici, iată, trebuie să fiu în cortul ăsta, vine și mă verifică la ce oră ca să nu se întâmple că eu nu sunt. Și îmi dă bani, și îi dă bani tot acolo, zic. Cât? 1000 de lei, zice unul, că le dă. Am vorbit cu o altă pereche din Drochea care are o fată la facultate și ei, am și martor, este Ilian Cașu. Ei zic că primesc ambii câte 1000 de lei, au 2000 de lei pe noapte, o să îngrămădească bani pentru studiile fetii și pleacă acasă la Drochea. Oamenii ăștia n-au treabă cu protestul, cu solicitările politice, demisia guvernului, schimbarea de putere, nu au treabă. Nu cred. Eu doar mă tem de altceva și poate să urmeze și sper să ajungi să vorbim. Doar o secundă. La emisiunea următoare noi îi vom invita, am făcut-o și anterior, pe reprezentanții Partidului Șor să răspundă la aceste acuzații, să aibă întrebări, dreptul la replică. Invitații, domnule Galben, trebuie să o facă șeful SIS-ului cu procurorul general, cu alte organe competente. Ei la dumneavoastră n-au și răspunde, că ei au televiziunile lor și nici n-au să vină. Bine, ei au refuzat să vină la emisiunile anterioare. Domnule Codreanu,